Specialiștii prognozează o creștere economică de 2,4% în România până la sfârșitul anului 2013. Veștile bune nu se opresc aici. Rata de creștere economică pentru România s-ar putea mări și mai mult în perioada 2014-2017 până la o medie anuală de 4%. Sursa cea mai importantă de creștere economică este, conform acestor specialiști, sectorul extern. Valoarea în euro a exportului a crescut cu 5,7% în primele 5 luni ale anului și respectiv cu 15,5% față de aceeași perioadă anului trecut. Producția industrială brută a crescut în România cu 4% în ultima lună și cu 19% în ultimul an. Potențialul de export ar putea crește în continuare datorită creșterii ratei de absorpție a fondurilor europene, care contribuie la multiplicarea investițiilor în infrastructură. De asemenea, aceiași specialiști prognozează și o scădere a inflației, gradual, începând cu anul viitor. Inflația ar putea ajunge, conform prognozelor, la doar 2,7% la finele anului 2017. Analiștii avertizează însă că prognozele pentru 2013 ar putea fi afectate de un nou șoc extern sau de o recesiune mai amplă în zona euro. Pe de altă parte, există șanse minime ca investițiile străine directe să-și revină până la finele anului 2017. În schimb, îmbunătățirea absorbției fondurilor europene ar contribui la investițiile în infrastructură, ceea ce ar stimula potențialul de export pe termen lung. De apreciat este că România a obținut de la Uniunea Europeană fonduri structurale în valoare de 22 miliarde de euro pentru perioada 2014-2020, comparativ cu 20 de miliarde de euro în perioada 2007-2013. De asemenea, România a obținut prin politica agricolă comună fonduri de 17,5 miliarde de euro pentru 2014-2020, față de 13,8 miliarde de euro în perioada 2007-2013. Sunt Silviu Calotă și prin simplul fapt că ați urmărit această emisiune, ați generat o creștere economică.